Agritehnica, după cum se știe, platforma de lansare a celor mai multe noutăți din domeniul tehnicii agrare, nu ne-a dezamăgit nici de data aceasta. Avem de a face cu o explozie, practic, a noutăților, în special în domeniul conducerii automate a mașinilor, a asistenței electronice, a dezvoltării softului și a dezvoltării conducerii sistemelor în mod automat prin satelit, în scopul optimizării proceselor de producție, în scopul minimizării consumurilor energetice, în scopul creșterii preciziei de lucru și, sigur, nu în ultimul rând, în scopul reducerii costurilor, cheltuielilor și a costurilor de producție. Un alt element important care se desprinde din târgul Agritehnica este dezvoltarea acestor mașini împreună cu grija față de mediu și de conservarea resurselor naturale, pentru că inputurile chimice, așa cum spuneam, sunt din ce în ce mai multe, iar prin agricultura de precizie și acest concept de smart farming, practic se încearcă minimizarea intrărilor chimice și optimizarea acestora. Ca și noutăți, în acest an la expoziția Agritehnica au fost depuse în jur de 330 de propuneri ca și noutăți. Din aceste 330 de propuneri au fost decernate două medalii de aur și 39 de medalii de argint. Ca să primească o medalie de aur, o mașină sau un concept sau o inovație trebuie să îndeplinească câteva criterii principale, și anume să fie un concept nou, să aducă un avantaj major pentru practică și să reducă consumul de energie. Pentru medalile de argint, lucrurile sunt un pic mai simple, nu foarte simple, dar puțin mai simple în comparație cu medalia de aur, și anume trebuie să aducă o semnătate bună pentru practică, siguranța utilizatorului și creșterea calității și a indicilor calitativi de lucru la executarea lucrării. Medalile de aur din acest an sunt, după cum vă spuneam, două. Avem de-a face cu un sistem. Prima medalie, un sistem de conducere automat, un tractorist cu două tractoare. Un tractor se deplasează în față, condus de către operator, iar cel de-al doilea tractor copiază întocmai mișcările pe care le face primul tractor. Copiere care se poate face în timp real, cu întârziere. Tractorul al doilea se poate deplasa pe urma primului tractor, paralel cu acesta, la o distanță reglabilă, datorită faptului că între ele se comunică, se transmit datele și, sigur, datele de la ele iar se transmit la satelit. Și atunci se poate face o conducere foarte exactă în condițiile în care, subliniez, discutăm de suprafețe de la 50 de hectare în sus. Practic este deschis un concept nou, un om cu mai multe mașini. Probabil că o să asistăm la un om cu mai multe mașini de acasă sau din birou. Și încă o mențiune, acest sistem nu se poate deplasa pe drumurile publice. Deci este doar, deocamdată, doar pentru lucrul în câmp. Această medalie a fost câștigată de către firma Fendt prin dezvoltarea unui concept în care două tractoare sunt conduse paralel de un singur operator. Cea de-a doua medalie, obținută de către firma Krone, aduce un mare avantaj la formarea baloților cilindrici, și anume este vorba de o presă de baloți cilindrici non-stop, care nu mai necesită oprirea agregatului în timpul deplasării la legarea balotului și evacuarea acestuia din camera de presare, ci procesul de alimentare se face continuu, tractorul se deplasează chiar și în timpul în care balotul este legat și evacuat. Este un concept absolut nou și aduce o creștere a productivității cu până la 30%, iar debitul de material este corelat prin intermediul izobuzului care comunică cu mașina și tractorul, modificând astfel sau menținând constantă viteza de deplasare a tractorului în timpul lucrului.
Medalele de argint, sigur, au fost medalii de argint interesante în domeniul mașinilor pentru tratamente fitosanitare, unde iarăși se dezvoltă foarte mult softul și monitorizarea electromagnetică. Au fost medalii în domeniul mașinilor pentru fertilizat, același concept, software nou, mașini inteligente care să regleze în timp real cantitatea distribuită pe sol. Pe urmă, la lucrările solului, câteva noutăți, nu prea multe anul acesta, dar au fost și acolo câteva, la mașini pentru recoltat cereale păioase și la sisteme de transportat și încărcat. Conceptul general care guvernează toate aceste medalii, sau aproape toate, a fost dezvoltare pe bază de soft, dezvoltare inteligentă și practic discutăm mai puțin astăzi de mecanică agricolă și mult mai mult de mecanică împreună cu electronică, împreună cu software. Acesta este conceptul care astăzi definește stadiul actual al construcției și funcționării mașinilor agricole. Expoziția din acest an este probabil, după părerea mea, cea mai mare de până acum, atât ca număr de vizitatori, cât și ca suprafață de expunere. Sunt aici de câteva zile și pot să spun că mă duc acasă oarecum nemulțumit, nu am apucat să văd chiar tot ce aș fi vrut, deși am alergat continuu. Sunt foarte, foarte multe, foarte multe firme care aduc foarte multe noutăți și, foarte interesant, foarte mulți vizitatori. Ar fi un aspect demn de luat în seamă faptul că expoziția mai are foarte multe forumuri, unde foarte mulți fermieri vin și participă la aceste forumuri, primesc informații de primă mână, de la cercetare, de la firmele care se ocupă cu dezvoltarea, astfel încât drumul dintre cercetare și implementarea practică să fie cât mai scurtat. În aceste forumuri pot să spun că ridică un interes foarte mare din partea fermierilor. Mulți fermieri sunt foarte, foarte prezenți și dacă vă uitați peste tot, toate forumurile sunt pline în permanență cu discuții și analize.